Bună de dimineața! Unde credeți că suntem noi într-o zi atât de importantă din viața noastră să respirăm aerul ăsta unic și să atragem razele de soare în inima noastră și pe pieptul nostru? Suntem la pescuit. Am venit cu prietenii noștri. L-ai pierdut, Răzvan. Ăsta... Da. Haideți să vă spun imediat de ce am zis, îmi cer scuze, Răzvane. Răzvan e prietenul meu care nu s-a trezit de dimineață, de brotherii mei. Vreau să îi zici un mesaj, el e Silviu. Răzvane, ne pare rău, asta e, dacă ai lipsit, ai lipsit. E ora 10 și el nu s-a trezit, noi la 8 am fost pe baltă. Tete, say something about... Noapte bună, Răzvan. Am venit cu prietenii mei la pescuit, i-am scos, suntem pe 5 ianuarie 2024, tete, îmi cer scuze. I-am scos la o carașală. Carașală, carașală. Uite, tete, le-a dat și pâine, săracu, are milă de ei, dar mai târziu aschi bagă pe tic, întingire. Ăsta e cel mai mare. Ce ai făcut, mai vărsat energizantul? Dă-l, pune-l sub scaun. Ăsta pare să fie cel mai gras, deși că vor mai prinde nebunii noștri. Haideți să vă zicem două vorbe despre ce facem noi azi. Cel mai frumos e să vii la pescuit, mai ales că noi ne-am pus aici unde bate vântul din spatele nostru. Silviu. Ce? A aruncat 5 lei în apă, 5 lei a pus în găleată ca să vină peștele la el. Uitați-vă și voi, hack. A făcut hack de brotherul, tete. Tete pescuiește cu una din undițele mele de 6 metri de carbon, firul 0.12, pluta. O vedeți acolo, frumos. El a luat cel mai mult până acum. Silviu are o lansetă de asta verde, e una din verzile mele, i-am dat-o lui, și una de carbon de 6 metri, strategistul, ăsta frumos. El la lanseta lui are un fir de 20, un pic mai măricel, bă, să nu se încurce. Și la plută 0.12, pentru că e o undiță de la mine. Cârligele de la Claumar, o să vi le arăt eu. Uite, 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 la asta. Am tins-o. L-am scăpat. A fugit cu ea, dar n-am fost atent. Bine, dacă avem și camera în mână, nu-i bai. Și eu pescuiesc cu un strategist și cu o lansetă, brother. Această lansetă este un Bolentino Panther de 200 de grame. Eu am luat-o și pentru barcă de la brotherii mei Claumar, pescar. Aș putea să-mi cer scuze de la 5% reducere pe care vi-l ofer, brotheri, pe www.claumarpescar.ro. Din totalul cumpărăturilor făcute online, 5% codul promoțional Shari și bineînțeles toate nadele, cârligele și toate produsele de la Claumar Pescar le găsiți și la cei cu care colaborează ei, adică la magazinele partenere din toată țara. Și voi, dacă aveți vreo idee de un magazin de pescuit sau magazin normal care vrea să aducă și produsele de la Claumar, să ia legătura cu băieții de la Claumar pe site, numărul de telefon, domne, vreau și o satul la magazin, am văzut la Shari. Sau ce vreți voi, doar vă trimit băieții marfă bună. Acum, noi pescuim toți la Piermuș, că na, poate se întreabă lumea. Avem aici trusa, avem și cârligele, hai să le vedem, uite. O să pescuim cu CLMX de 14, fiind niște cârlige rotunde așa pe vârf, superbe. O am o plută de 4 grame la lansetă cu care pescuiesc stilul Sheffield, la dreapta de 1,5 grame, la Silviu are 1 gram și la Răzvan tot așa 1,5 grame, plutele. Eu am prins 3 carașei până acum, știți bine că eu prind mereu de fiecare dată. Am luat de la cineva și niște libelule de brotheri, încercăm și la libelule. Și acum vom face parte de nadă și am ales TTX-ul de căpșuni de la brotherii noștri, știi? De la Claupa. Care fugea cu aia? N-are nimic, mă lasă că îmi pun eu GoPro-ul la piept și îl iau. E bine că ne-am pus cuvântul în spate. N-are, mă, nimic, că bate... Băi, ți le-a... Dă-mă una mai încolo, mă. Ți le încurcă, băi. Bă, cum să le încurce dacă... Dă un pic una mai așa. Și... Ce bate vântul, m-a zăpăcit. N-are nimic. Ce vrei, să nu bată vântul? Suntem în iarnă. Și cam așa arată setup-ul nostru, dar ce e frumos, primăvara asta, și să-mi cer scuze la porumbei ăștia frumoși, ia fiți atenți ce frumos se joacă ei acolo. Oi, că da, îi luăm așa din aer, ce ziceți de camera asta mea, ia uite, mamă, ce zoom am pe camera asta. Și brotherii de la Claumar au camere la fel ca ale mele, deoarece sunt foarte bune, Sony AX33, nu-i fac reclamă, dar merită, e o cameră superbă, putem pune o baterie foarte mare, eu zic să-mi pun GoPro-ul, filmez cu GoPro Hero 9 și să vedem ce prindem fiecare. Camera aceasta o voi pune eu într-o poziție în care putem să fim văzuți toți
cu câteva drilluri de astea frumos. Haideți la pescuit, ieșiți la pește, indiferent, dar aveți grijă pe ce baltă vă duceți, că s-ar putea să nu prindeți. Ce? Acum, hai. Să îi pun o plută, hai bine. Îi fac lanseta lui de broaduri ca să dea și el. La unde? Da. Nu, că ba, e luat. Uite-l în direct. Aplaudați pentru mine un pic. Gata. Dar la setă nu mai zic că a tras și la... Da, a tras. Dar ce părere ai despre carasul ăsta? Ești un pic gelos? Un pic? Sunteți un pic invidios, domnul Silviu? Un pic. Cât la sută v-aș ruga să-mi transmiteți? Uite așa. Luat pe introducerea asta de brother. Ando Introduction. La început prost, termină bine. Un palmar frumos, așa? Da, și la lansetă trăgea. Alții se plâng pe grupuri de pescuit că nu au prins un caras la 24. Da, mă, las că mă uit. Da, cred că e... Bate vântul, mă. Alții se plâng că nu prind la 24 de ore un caras și au dreptate. Și se plâng săracii pe bună dreptate pentru că, na, e balta aranjat. Nu am nicio chestie cu chestia asta, că această chestie care e legată de chestia asta ține și de balta pe care alegeți să o pescuiți. Aveți grijă pe unde vă duceți, că s-ar putea să vă pierdeți banii mai ceva ca la păcănele. La păcănele mai câștigi, dar la pescuit pe unele bălți. Adio, bani! Ia să desfacem broadurilor și punguța asta cu doi bani. TTX-ul de căpșuni. Lasă-o! Mamă, ce frumos miroase! Lasă-mă că vine peștele, la ce frumos! Și știți cum facem? Punem apă peste asta. Că nu mai avem altă galeată, bă, de fapt am altă galeată, dar eu zic să pun apă peste ea și arunc direct. Mamă, ce frumos din galeată. Dar știți ce facem? Salvăm apa, o punem în asta, galeata asta, că în asta o luăm mai greu. Uite și o lume frumoasă. Uite așa, o punem pe toată frumos aici. Dăm și șnurul să fie sub scaun, să nu ne deranjeze. Și în găleata asta frumos vărsăm tot TTX-ul de căpșuni. Perfect. Și acum băgăm apă și amestecăm. L-a luat Silviu. Bravo. Păi până când? Să băgăm un pic de apă din izvorul ascuns. Să dăm bățul strașnic la o parte. Amestecăm așa ca să nu ne mai răcim pe mâini. Mamă, și cam asta e. O, e perfect. E perfect. Păi de ce să n-arunc, bă? A, se strângă un pic de pește aici. Că pești sunt, îi mănâncă. Gata. Dăm peste o oră. Ia uite-l, bă! Da, păi am văzut că s-a mișcat un pic. E mișto să-l iei la ăsta, că-l iei mai de departe, așa. La bolo. Gen bolo. Mamă, ce mic este. Lasă aici, că la numărătoare. Ia să fac o schemă. Să vedem mai încolo dacă e. Uite așa, l-am aruncat la vreo 7 metri. Aia. Nu e prea adânc acolo. Am plută de 4. Nu, mă, am plumb mai mari. Gata, o las acolo. Am un plumb de 4 și un plumb de 2, ca să se ducă pe substrat, frate. Ia uite. L-am luat. Ia să vedem la ce cârlig l-am luat. L-am luat la bolo. Ia să vedem, la cârligul de sus sau cârligul de jos? Nu, cred că e la ăla de jos. La ăla de jos, da. Ia uite ce catering. A, ce părere aveți? Bun, e frumos. Ce zici, tete? Îți pare rău sau plângi? L-am luat la ăsta de jos, la doi viermuși albi. Până acum am pus un viermuș roșu, unul alb. Băi, să știți că partida asta față de celelalte e mai dificilă. Sincer să fiu, e mai dificilă. Pentru că nu mănâncă cum trebuia să mănânci. Ca aia, bă, numai viola cum trebuia să mă violez.
Dar nicio problemă, vedeți că bate și vântul. Dar secretul e că plăcerea noastră, ia uite, l-a luat tete. Bine, tete, la care cărlile? La alea de jos? Bravo, n-are nimic. Ia uite-te, voi. Perfect, trebuia să-l pui un pic mai sus. E perfect, absolut perfect. E perfect. L-ai luat tete și... Ia uite, bă, l-a luat tete. L-a luat și la cealaltă. Uite acolo, gata, acolo. Îl las. Acum e perfect. Da, asta am vrut să zic. Secretul e că dacă aștepți, o să înceapă. Bravo, tete, uite, a luat doi. Aici, în scaun, mi-am pus de gorjorul. Uite, 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 uite. Mamă, ce-a făcut cu ea? Ia uite-l, bă, direct. La cârligul de jos. A început să mănânce, mă. Este tete? Am... Oh, îmi cer scuze. Dai că am dat în asta, gata. Ia fiți atenți la cârligul de jos. Uite, mai am încă un cârlig aici. Și nu se agață, că e făcut mișto. E făcut frumos cu cap, așa. Oricum o să vă arăt eu o șmecherie. Și am pus un cârlig roșiatic să-l păcălesc cu un cârlig mai micuț. Dacă el e hoț, ia să vedem. A atins pe ecranul. Și eu sunt hoț. Uite așa umple în găleata. Ia să vedem. Nu e niciun damage. E perfect. S-ar putea acum să înceapă să miște ca lume. Noi suntem... De la ce ori am venit aici? De la 9, da. 9 jumate, nu? Asta a fost cea mai puternică trăsătură. Cum adică e mare? A, e frumos, tete. Ia să te văd. Da, bă. Îți place, mă? Ia zi, trăiești... Da, mă, e frumos. Trăiești clipa, este tete? E clipa, e moment. Bravo. Ai vorbit cu el, ai spus tot? Da. Văd că dumneavoastră ați prins. Bă, energizantul, bă. Asta nu, e gol. Păi e gol, da, aha. Ai prins câțiva. Vorbește două vorbe despre cizmele astea care... Vorbește două vorbe despre ăștia. Ăia ca ăia, dar aici dacă fac porumb de floricele, pocnesc, fac floricele. Fă că și Silviu a luat ceva. Hai mă, că a luat și el ceva. Nu știu cum se observă la voi. Da. Las că nici la mine nu e cine știe ce, dar se umple găleat. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, tete? S-a dus scaunul la subsol. Ați făcut accident, domnul. Mai mutați și dumneavoastră astea, vă rog. Știți care e faza bună? Când ești singur la pescuit, poți să arunci cum vrei. Faci un patenadă mai departe, să nu deranjeze sunetul, știți ce zic? Îl faci mai în altă parte, îl faci mai în altă parte, așa e bine. Când ești unul lângă altul, hau, sâmbăta, duminica e full, e orice bălt. Ia uităm, ia uităm, mamă! Mamă, de unde l-am luat? Ai văzut? Ia să vedem, băi, dar ce făcea cu pluta aici, n-am văzut. Fiți atenți la care cârlig, de brother. E frumușel, e frumușel. La cârligul de sus, ia uite tete și Silviu, a? La cârligul de sus. E altă mâncare de pește, hai că de parcă vorbim numai de mâncări de pește. Mâncăruri, mâncări. Stai, stai ușor, stai ușor, stai ușor, că uite, s-a dus cârligul peste el. Și acum prindem noi, da, s-a răsucit situația, uite așa. Având două cârlige, sensibilitatea e mai mare, trebuie să avem grijă. Și uite, l-a luat la cârligul de sus, vedeți ce bine e să încerci și cu două cârlige. Au ce acolo, păi, aia am succes. Și arată bine. Cârligile sunt perfecte, viermuși nemișcați. E cam agățat. Da, s-a agățat în... Gata. Păi da, da, uite, dau mai departe acolo, uite unde am făcut. Ia uite. Păi am pus, are 4 grame. L-ai luat? Ia. Nici eu nu mai văd pluta aia roșie. Cred că e și la mine, că nu mai văd pluta. E iar. E crap. Nu e, e ciortan? Nu e. Hai că e frumos. Hei, e ciortan, mă, e ciortanaș. Bă, da, e ciortanaș, mă, e ciortanaș. L-o stai de-n drumul. Băi, asta-i, bă, asta mea nu se mai vede. Ah, se vede. E un ciortanaș, l-o stai de-n drumul, direct că... Ușor, 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 așa. Uite, l-aș înghiți, ține-l așa, ține-l așa, ca să aduce. Nu-l pune jos, nu-l pune jos. Na, na, ține-l așa, ține-l așa. Da, bă, îl simțeam după cum trăgeam, mă, frate. A tras frumos, bravo, bravo, bravo. Au ce frumos, prezintă-l. Ce scuze, acest... are vreo 300 de grame. Da, da. Super. Ia, bravo, frate, să fii special. Îți lași asta acolo? Ha. Uite-l, mă, uite-l, mă, uite-l, mă, de când îl așteptam, mă. Micuț, da, a venit. Ia, mi se pare că... Pe cealaltă am mâncat?
N-ai cum. Amândouă cârlige, a luat amândouă cârlige, uite. Așa cât am zis-o, băi, n-ai cum, două cârlige în gură. Uite. Băi, n-am de cum. N-ai cum, deci nu l-am pus eu, vă dați seama. L-a luat pe unul, nu a simțit și l-a luat și pe celălalt. Câtă foame pe ăsta, băi. N-ai cum așa ceva. Două cârlige deodată. Cât e de mic. Chiar a venit timpul, fraților, că nu e o zi foarte productivă, dar sincer, chiar nu ai la ce să te aștepți pe această perioadă frumoasă, că na, orice perioadă e frumoasă, trebuie să te bucuri de aerul ăsta în fiecare, s-a spart ăsta, în fiecare zi, puternică și frumoasă, uite așa, și avem doi aici și doi în partea cealaltă, ia să vedem cam cum sunt, de unul a fost tras și mai e unul care face servicii, și atunci, aici aș vrea să pun doi albi, băi, nu trebuie o anumită strategie când te duci la pescuit. Trebuie să și aibă balta pește, știi ce zic. Și finețea. Asta e. Uite. A ajuns. Fir de 0.12 frumos. Și așteptăm. Deja prietenii mei s-au cam plictisit oarecum. Na, ei nu sunt învățați ca mine și n-au puterea asta de a aștepta ca mine să stai mai mult. Nu trage. Am avut și 3 ore, 4 ore. În anumite partide în care nu am avut un țac și uite, l-am luat, mamă, de unde l-am luat, ce frumos e, fiți atent ce frumos este. Nu, că e frumos, ia uite, mamă, ce frumos, e caras, mă. Nu știu dacă o fi ciortan, dar e frumos și el, mamă, de unde l-am luat, da, băi, tot caras, mă. Stai să se liniștească, nu, nu-l iau, că dacă... m-a aruncat bălării în apă. Dacă îl ridic, să nu se rupă. Stai ușor. Da, În live, direct, ca să zic așa. Hai că da. Ia uite-l. Acum dacă cade, el se mai zbate un pic. Uite, asta e partea nașpa la cele două cârlige, am mai zis. Da. Sunt șanse să vină mai... Ia să vedem pe cum te-ai dus, mă, cum te-ai dus. Uite așa. Hai să-l țin, bag mâna în el. Mamă, ce frumos e ăsta. Ce zici de el, Silviu? Bă, lasă-mă. E un pic nervos. De unde l-a luat, mă? A, de colțul gurii. Când i-am dat țepul mortal. Așa, da. Ăsta e mare, e frumos. Ăsta e garoi. Mamă, încă 2-3 de ăștia și nu mai am loc în găleat. Dar nu de asta am venit la pește. De ce vreau să vă îmbolnăvesc cu pescuitul? Și când aveam speranțe că nu mai trage și ca așa, atunci a venit. Exact ce am încercat să vă arăt. Atât de frumos e la pescuit. Și cum v-am spus, o aștepți o dată mai mult, o dată mai puțin. Pescuiesc de plăcere, fraților, maxim. Uite, pescuiesc undeva mai departe, acolo, așa, i-am dat și ceva să mănânce și vântul începe să se lase, perfect, n-am cum să vă dau zoom, dar se vede super pluta, m-am pus într-un loc perfect, doar îl aștept ce să mai, e firul foarte subțire, 0.12, nu, vă mint aici, 0.16, da, la asta am 0.16, mint, de fapt nu mint, mi-am adus aminte. E molineta Savage Gear SG4 de 2500 și am firul de 0.18. Da, mă, uite aici am fir de 0.18. La asta am fir de 0.18. Gata. Da, la asta am fir de 0.18, la asta am fir de 0.12. Vă dați seama diferență. Și mănâncă mai mult, mai multe trăsături am avut la asta, la fir de 0.18 decât la asta, la fir de 0.12. Uite-te și tu. Și cea din mijloc, alu Silviu, 0.12, alu Tete, tot de 0.12, pentru că le-am împrumutat eu. Ia uite-o, Silviu, ia. Stai, uite-l, mă, l-am luat, e mai micuț. E mai micuț, uite că i-am dat nadă. Să vedem cum se vede asta, că...
grămadă, că i-a rupt toată gărea aia și tot nu trage la fost. Dar nu trebuie să-i dea atât de mult, mă. Am zis ca idee. Ca idee, prind, că... Și fii atent, hai să zic ceva, Silviu, că ai fost plecat. Ăsta e firul de 18. Și am prins la ăsta de 18. Și fiți atenți, ia uite-mă, la cârligul de sus. Vezi? Deci am firul de 18 și firul de 12 pe undiță. Da. Și fii atent, aici am pus un virmuș alb, unul roșu. Am zis să pun doi roșii. Și uite a venit. Nu știu dacă îi pot scoate. Mamă, ce mic e cârligul, abia am cu ce să-l țin, stai să rup virmușul ăsta, că nu mai iese de aici. Ba da, iese. Gata. Uite, ăla roșu s-a dus și a rămas ăsta alb. Să arunc un pic așa cu talent în același punct, în același loc, dus de vânt. Fac. Ăștia se miră, cum dai mă în același loc? Cu frică de Dumnezeu? Și cu durere în suflet. Noi mai mult mănâncă în larg, aproape de jumătatea pălții, aproape. Și am dus și acolo niște nadă, dar eu zic că e mai departe de noi. Da, păi, dau în același loc, de multe ori. N-am avut trăsături câte jumătate de oră, bă, câte 3-4 ore în același loc. Și n-am mai schimbat patul de nadă. Care mai de care? A schimbă balta, schimbă patul de nadă, schimbă locul. Băi, tot peștele, nu zici că e blocat în altă parte. Peștele umblă peste tot. Dacă vine acolo și a dat de mâncare, mănâncă unul, mănâncă și altul, și altul, și altul, că și sunt ca și oamenii, hai, și... Unde dă de mâncare, vin mai mulți. Doar trebuie să ai răbdare, mă, ce vrei? Apeși pe buton să vină peștele să sară în cârlig, hai că da. Îți mai pun o bilă de plumb și faci ca mine. Nu mică, mai mare. Na, uite, îți dau de asta, 1,5 gram. Nu toată. Na, pune asta lângă aia. Nu cu ce? Eu cu dinții o strâng. Nu cu dinții, mă. Ia dă-mă încoace, Silviu. Eu mai puneam un cârlig aici ca să fie firul ăla subțire. A, păi de ce n-ai făcut două? Păi n-a... Dă încoace, să mai reglez un pic, ia dă încoace. Dă să vedem cum se duce. Dă-mă să-i pun alt cârlig, să-i pun un cârlig. Păi imediat. Ia. Mamă, ce mulinetă proastă ai, cât ai dat 13 lei pe ea? Uite, și acolo. Ia, cât e? Uite, e absolut perfect, că ea stă fixat. Uite, și ia apa mai adâncă. Acolo poate, da, zici că ai șanse mai mari. Ar trebui un pic apa dată mai sus. Da, e mulineta e de... Îți dau eu 15 lei să-ți iei alt. Da, yes. Ma, a venit și cel mai mare. A venit cel mai mare pește după jumătate de oră. O las și la mis. Oancea din Carpații ăsta. Nu vine mă, dă sigur de pe asta. Dă să-mi pun cu la aia. Na. Ce treabă are mâneta dacă pește îmi vrea să tragă? Nu, mă refer așa la ea, că e prost. Am dreptat. Ce ai, mă, ești nebun la cap, dacă o dau la fier vechi și câștigi mai mult. Ia taci. Ia taci, mă, că l-am luat, mă. Ia uite. Oh. Vine mai rar, dar vine, mă. Și l-a luat pe ăla de sus, băi. Fiți atenți, fraților, ce am făcut, să vă zic și vă. Am mai pus un cârlig. Uite. Am mai pus, ia uzi la Silviu, vrea să-i fac și lui. Am mai pus un cârlig mai sus față de plumbul culisant. Deci el culisează. Nu i-am întrerupt culisarea și cârligul de jos, care stă pe substrat. Aici stă plumbul pe substrat și mai sus, uite, aproape, uite, vedeți? Dacă el stă aici pe substrat, la, uite mă, el stă, uite Silviu, el stă pe substrat și la două degete stă un pic mai sus, dar poate vine din partea asta. Și uite că am avut o șansă și l-am luat la al doilea cârlig. Am zis să fac o modificare. Și un cârlig super fin. Un cârlig mic, rău. I-am pus lutete cârligul ăsta. Ah, uite-l. Cât de cât, pumușel așa. Cum poți să știi ce vine? A, uite așa cârlig micuț. E de 20. A, uite-l. E super. Nu vreau să fiu nesimțit să zic că eu nu folosesc două cârlige la undiță. Câteodată, da. În general, unul. Dar în perioada rece, mai încerci. Uite, aici avem doi virmuși vioi și unul mai sus. Uite cum e acum. Am zis, ia să vedem dacă mănâncă un pic, adică nu mănâncă între ape grav, că e apa rece. Dau un gram acolo să vedem. Uite că am fost cât de cât bine pe idee. Mamă, ia uite, a luat tete, unul și Silviu, l-ai luat și tu? Mamă, unul după altul. De partida asta n-am ce să zic că e cam pe sufletul meu să mor și nu-mi pare rău. Ia uite ce fuge cu ea, ia.
Ia, ia. Ia uite-l, mamă. Mamă cum a crit. Ați văzut, mă, brother? Mamă, și de acolo? Iau pe ăștia mari și frumoși. Adevărat, numai de ăștia mari. Era cârligul de jos. Da, ai văzut? Despre asta e. Mamă, tete, e frumos. Mamă. Nu, stai că le ia cu miciocul să nu se rupă. Mamă, adevărat. E frumos. Și știi cum a tras? Ușor, ușor. O, ia uite-l, tete. Să-ți dau ție carasul ăsta? Vrea el. Faza bună e că l-am prins. Faza rea e că, având două cârlige, trebuie să am mai multă atenție pentru că se agață. Uite așa, unu. O, a, tete? Ia-te ce-ți, brother. Mamă! Ia vezi-o pe asta, fratele meu. Uite-l un cârlig finuț. Opa, hai tete, ma. Parcă mai venim de acasă, abia are loc în găleată ea. Ha? Curățăm viermușii, punem viermuși noi. Din ce am observat, merg câte doi viermuși albi. Atunci facem unul. Doi. La cârligul de sus, ăștia sunt buni. Uite așa frumos. Da, sunt șanse mai mari să agăți, să te încurce când sunt doi. Poți prinde și doi pești. Stai așa, stai așa, stai așa. Gata. Poți prinde și câte doi. Chestia e că poți alege distanța la care pescuiești. Ca să ajungi pe substrat la distanța aia, dacă ar fi apa de 2 metri jumate, 3, n-aș putea să pescuiesc, că nu poți să las apa de 3 metri, nu mai poți să arunci, clar. Întotdeauna o boloneză, o să vă arăt, indiferent de anotimp, că se poate prinde cu o boloneză, uite cum e asta mică, ceea ce nu e de boloneză, ar fi de barcă, dar putem spune că e o mini lansetă, deoarece are 2 și 10 și îți faci treaba și ca feeder, și la somn, la ceva puternic, cât și la boloneză, o poți folosi exact cum vrei, asta vă și arăt. Sincer, astea Bolentino Panther chiar nu sunt scumpe. L-a luat, l-a luat, bravo! Bravo, tete, bravo! Ia fiți atent ce se răucurește el. Fii mândru, bucură-te, bate din picioare! Bă, 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 se duce în aia la altă. Vrei să te ajut să o scot eu? E mare, s-ar putea să... Ia, zi cum îi spune la ăla care mănâncă pește. Cormonar. N-am zis bine? Ba da, cum? Cormonar. Corbonal? Ce negru e ăsta? E supărat, e negru de supărare. Omor în pușchere, ai pierdut la aparat, nu știu ca mine. E cormonal, nu? E cormonal? Oricum am nenorocit. Bravo, uite ce cârlig, ai văzut? La ce cârlig a venit? A, mamă, ce cârlig micuț. Da, 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 adică nu, ia dați-mi să vă văd unghia. A mai... De ce are culoarea asta? De la... E de la rotisor, nu? Mamă, ce frumos a tras. A, nu e chiar frumos? Și fiți atenți la cârligul de sus. Hai că poate începe acum să vină, că nu știu, a fost pe pauze peștele ăsta. Ia să-l vedem. Uite, asta ar fi partea negativă, având mai multe cârlige, că ăsta, fiind și firul subțire, trebuie să aveți grijă că, uite, se încurc. Atât. În rest, poți avea capturi nesperate. Am mers destul de greuț azi. Dar încă mai e și încă mai am timp. Ia uite, bă. Mă, dar ce s-a întâmplat de a început să vină la toți? Tot așa micuț. Ușor, 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 ușor. Trebuie să pun toate degetele pe tine. Mamă, cum s-a agățat cârligul ăsta, cât de urât. Nu vreau să îl rănesc. Uite așa ușor. De gorjorul întotdeauna te ajută ușor. Ia să vedem. Pac. Văzut? Ah, nu prea e foarte. Ia să vedem.
Fermul și încă mai mișcă. Băi, să știți că nu e apa atât de rece încât să moară fermul direct. Dar na. Păi data nu mai mișca pe aia de undulaș, dă-o mai departe. Acolo e bine. Ia uite-mă la undiță. A venit bă la undiță, băi. Băi, dar nu mai dește mici, mă, da. Băi, brater, nu vreau să fiu nesimțit. E și la cealaltă? Fugea cu aia, nu? Ba da, bă, a fugit pe aia jos, o pun pe asta aici. L-am luat. Da, mă, a sărit în sus peștele aici, nebun, zici că era păstră. Și tu uite, mă, aici sunt mai mari, mă, na. S-a umplut adevărat. N-ai cum, frate, uite. Uite ce dăștea mari stau în larg. Uitați-vă și voi, numai dăștea mari și frumoși. Uite, găleata s-a umplut. Am dat pe lângă. Și uite că le-am pe amândouă aici. N-am, hai că pasta am avut-o de trăit azi. Hai că am trăit-o și pasta. La sfârșitul partidei a început nenorocire. Băi, dacă ceva merge, hai să nu schimb. Și atunci pun doi virmuși, noi nouți, albi, jos. Și unul... sunt perfecți. Unul alb, unul roșu sus. Băi, ce trăsătură. Ia uite, bă, ce bine îmi pare că... Ia. Da, mă, uite, fix în același loc. Așa. Și aici... Uitați-vă și voi. Carașei mai micuți. Ăsta e mai mic. Hai că l-a făcut și pe ăsta l-a notat. Urăsc chestia asta. Gata, brother. Aia e. Uite-l, mă. Mamă, și cât de frumos e. Ia fiți atenți. Mamă, am luat doi? Sau ce e asta, mă? L-am luat pe jumate? E mort, mă? Doi am luat. Unul a scăpat. Unul a scăpat. Ba nu, n-a scăpat niciunul. N-a scăpat, mă, niciunul. Asta cere un TikTok. Și acum să... Vedem ce am prins aici. Avem doi de dat. N-ai, mă, cum să țin. N-ai cum. Silviu, te văd dezamăgit. Lasă-mă în pace. Deci am luat și doi. Se pare că pe seara a început să meargă. 5 vrei să spui? Aude, mă, ce curat sunt. Prima mână, mă, sunt nou-nouți. Auză, lăcică. Și avem unul. Mamă, nu mai au loc în găleată, ești nebun. Și al doilea. Era frig la unul, fraților, și ce a zis? Hai, bă, să ne călzim amândoi, să ieșim amândoi afară din apă. Și doi pești frumoși, la Silviu? Mamă, ce neudă. Și să vă mai spun ceva. Prietenul meu zicea că să nu mai dau să mănânci acolo. Nu-i mai dea, bă, că de-aia nu mai vine peștele, că e sătul de nad. Bă, nu nădești, nu primești. Ce să mai zic? În perioada asta e clar că nădirea nu se face excesiv. Un pic acolo, câte o mână la o oră. Depinde cât timp stați. După care stai și aștepți. Uite, ăștia sunt buni. Uite, ați văzut? Deși că am prins, dar dacă sunt buni, s-a supărat. Și ăla cu drujba. Ți-am zis să nu mai injuri. Și acum dăm din nou. Uite, în același loc. Să vedeți ce mai luăm. Bine, tete. Bravo, tete, bine. Sunteți un pic supărat, domnul Silviu? Hai, dar aruncați-mi în zâmbet, așa falsă. Cu ce pescuiți? Eu cu suflet, nu? Da, normal. Dar cum faceți de leagățați de fiecare dată? Iar simt, guta s-a făcut așa cu, nu știu. Știți, nu vreau să fiu nesimțit, dar trebuie să mă duc și eu să pescuiesc, adică scoateți-l pe ăla. Nu pot să te ajut de fiecare dată să-l descurci. Uite așa, gata? Ai, nu mai fi supărat că vine și la dumneavoastră, vă rog, vă ascundeți după... Eu un pește și nu mai prind unul. Aude, ați vezi și dumneavoastră ceva. Ce? Da, 200 de grame de pește. Păi și ce vreți să spuneți? Nimic. Ia, bravo. Bravo, chiar mă uitam la plută. Mamă, ce frumos. Vrei să te ajut, vin cu minciogul? Adu-l ușor așa. Ok, frumos. Bravo. Așa, frate meu, dacă stai de ei... Perfect compus. După alea două ore, dar l-a luat. Ia uite, bă. Ce l-am ars.
Nu, ăsta nu e mare, e mic. E micul, serios. E potrivit, dar nu-i de la mare. Mă, ai știți? Păi scos, mă, dar n-ai activat puterea, mă, power hacker-ului. Power hacker. Și fiți atenți la ce cărlig l-am luat, dacă sunteți curioși. Deci nu la primul de jos, de pe substrat, la al doilea, cel din dintre ape. Oooo, frumușel. Și un cărlig micro, micro SD. Ce zici de el? Te uiți cu răutate pe mine? Uite-l, mă, uite-l, mă. L-am luat. L-am luat iar, l-am luat iar de brother. Mă, e mare, băie, de la mic, băi. Și a venit la cârligul de jos, mamă. La cârligul de jos. Celălalt e nemișcat, neatins. Am pus doi vermuși jos, albi, și doi vermuși sus, roșii. O, oh, bun. Mamă, nu mai au loc în găleat. A, stai, i-am scos intacți. Mai sunt bune ăștia? Mamă, ce sare apă de aici. Doar unul vreau să-l schimb pe cel care e un pic mai hau. Da, mergem tot așa. Doi albi, doi roșii. Ăsta ar fi unul dintre secrete. Dacă nu vedeți la mine că prind pe live, atunci la cine? Acolo, acolo. Dacă acolo am prins mereu, am făcut un pătus de nadă, acolo dau. Mamă! Dacă dai lângă mine, mă, că mă oricum mai sunt, tu mai dai. Încurcam, bă. Mamă, ce frumos e. Nu mai dai aici, mă, mi-ai furat toți pești. Bravo, tete. Mi-a furat trei pești. Mamă, ce frumos e ăsta. De doamne să-l scapi. Ce mănâncă tete în seara asta, mâine, de fapt, Mirela, adică. Și-i furt pe toți. Nu vorbiți urât, domnul, că vă filmez. Mamă, uite cum faci. Pune-mă mâna pe el, îl lasă să tăvălească pe jos. Tu nu dai acolo, mă. Ia. Eu mai văd aia, mă rup. De ce, mă? Băi, nu vreau să fiu nesimțit. Tete, dar tu ai loc în partea asta, de ce te-ai băgat în el? Nu mai dă, i-am dat nadă că-ți dea aici. Asta a dat-o mai încoace. Mamă, ce garoi. Mamă, așa garoi, tete. Astu pe aia, că îi stropesc pești, băi. Pești o să stropească viermuși. Domnul dracu, ce mi-a bă, luat. Ia uite la, ia uite la mea, băi. Ia, de ce nu ziceți, mă? Ia uite. Nu e mare. Dar nu mai vedeam. A început să mănânce, nu mai plec de la tron, fraților. Eu am prins, tete a prins numai Silviu, nu prinde și ne blesteamă. Mai micuț, mai măricel. Dar îl prindem, n-avem cum să nu-l prindem. Unul e fish hacker cu brotherii lui. Umplem. Chiar vreau să schimb acești viermuși. N-am de unde să iau niște râme. Ba da, de fapt am. Mă duc la porcii lui vecinul să-ți dau unii un pic. Ceilalți sunt buni. Zgârm un pic la porcii lui vecinul. Atât, gata. Noi mai dau mâncare. Fiind frig, e mai... Bă, asta e o partidă mult mai complicată. E foarte cald afară, e foarte bine. Cred că sunt undeva la 15 grade. Eu zic data viitoare să-i, tete, să-i dau un plumb de ăla de 40 de grame și când se lasă nici pe balta aia, tocmai după mașina să-l. Ia uite-o, ia uite-o. Mamă, e ciortan? Mamă, ai văzut ce frumos a venit? Mamă, dar ce-a fugit cu ea, ce senzație frumoasă, e garoi ăsta, cred. E frumos oricum. Nu e uriaș, dar ai văzut ce-a fugit cu ea? Cât e de mic. Nu, de la mai mare, palmar, de la. Nu, după lomar. Uite ce senzație, cum a tras ca vara, mă. Ia uite, la cârligul de sus. E, cum mă jucați pe asta? Hai să văd acum în comentarii pescarii. Aia care zic, vai, pescuiești cu două cârlige, niciodată n-aș pescui cu așa ceva. Dar de ce? Pentru că oricum e baltă privată, poți să pescuiești cu 70 de cârlige pe undiță. Dar cu două, uite cum prind. A mai fost eu și pe baltă, tot așa pe o baltă cu plată. Și să nu exagerez, nu prindea nimeni pește. Și când au văzut în 2019, când au văzut că pescuiesc cu două cârlige, îmi zice un pescar cu figuri, cu bășini. Prietene, bă, dar ce, în ce fel mi-a zis-o? Prietene, asta nu e pescuit sportiv. Care? Să pescuiești cu două cârlige.
L-ai luat? Ai văzut, mă, că l-ai luat până la urmă? Sunt curios, la cârligul mic? Nu. Ușor, ușor, păi ridică-te, așa. Hai că e frumos, de ce zici că nu, hă? Ia să vedem, îi zâmbești un pic? Zâmbești un pic? Așa. I-a revenit zâmbetul. La negru. A, și ăia doi sunt buni de jos. Și zice, prietene, vezi că ăsta nu mai e pescuit sportiv. Și eu prindeam la undiță cu două cârlige și le-am dat rușine. Și ei au început să prindă și ei, cred că după ce au pus două cârlige. Nu neapărat că dacă pui două cârlige prinzi, să nu înțelegeți greșit. Dar mai multe șanse. Și legea îți permite pe baltă sălbatică, despre ce vorbim. Într-adevăr, agăți, nu, mie nu mi-ar place să pescuiesc, mai ales la lanset. Dar la plută, e ce trebuie. Ia uite-l, bă, bă, Silviu. Mamă, cum a tras. Era agățat, hă? A început să mănânce? Ia uite pe asta, da, mă, da, mă, da. Ia uite cât a sărit în sus, ești prost. Nici n-am fost atent, dar n-am mai văzut pluta, nu vreau să fiu nesimțit. Ia vedeți, The King of Caras, pe 2024. Vezi cine a mai prins mai mult caras decât mine, până acum. Hai că, da, lasă-mă să prindă toată lumea, nu înțelegeți greșit. De data asta a venit la cei doi albi. Ia, nu le-a dat, mă, niciun damage, nici nu i-a atins. Se pescuiește din nou cu ei. Băi, și ora în care începe să mănânce. Ia uite-l, ia. Ia zi, Silviu, cum am dat, direct acolo? De ce vrei, mă, trebuie să dăm în același punct? Ia uite ce a început să vină. Ia, veste. Aoleo! L-am zăpăcit. Ce zice și Silviu? Și după cum se observă, nu mai bate vântul deloc. Exact cum le-am prezis. Și a venit la cei doi viermuși de jos, așa spunem, la cârligul de jos, cârligul de sus. E mai micuț, dar e bun. Doamne, de nu mai au loc pești în găleată. Ia, sus aici, viermușii sunt bine, asta e necesar. Și uite, am așteptat și vreo 10 minute până... Dar uite, nu mai bate vântul deloc, vezi, mă? În general, acum pe seară, bine, nu e târziu. Aici e ora, după cum se observă, 14.03, vineri 5 ianuarie. 14.03, vineri 5 ianuarie. Deci, ăla ia, mă, ia. L-am luat. De ce ești, mă, supărat? De ce te uiți, mă, urât pe mine? De ce ești, mă, supărat, mă, frate, mă? Că eu te învăț să pescuiești. Uu! Uite, e un peștișor de la mic. Ce ai zis? Să ia uite-l. O, Silviu. A venit la ea doi. O, de liuțe. O, mai poate băiat. Mai poate, stai. Uite ce caras frumos, sănătos. De 5 ianuarie 2024. Mai are, mă, loc în găleată. Are, mă, are. A, mă faci de râs. Mă faci de râs pe live? Hai că sunt live. Uite, așa îi dăm drumul, că a ajuns pluta în vârf. Atât. Și lansăm din nou acolo. Că nu degeaba am făcut eu patul ăla de nat. Oricum, gata, încheiem și noi partida. Și uitați cum facem. Gata, încheiem partida. Și să facem așa, că oricum trebuie să golim fiecare găleată de apă și să vedem cât a prins fiecare. Haideți să vedem. Uite, asta e lui Silviu. Hai să facem așa, un fel de... Altă dată o să facem un concurs cu premii între noi doi. 3, 4, cât suntem. Era bine dacă venea și Răzvan. Ok, ia să vedem. Mă, vezi că am mai rămas un acolo, mă, fură. Nu te fur, mă, nu te fur. Gata. Ăștia sunt al lui Silviu. Ăștia sunt al lui Tete. Că Tete are mai mult. Lasă, nu-i băgam pungă acum. Vă să-i bagi în pungă? Nu. Hă? Oh. Uite cât a prins purcatul. A prins. Ia, ăștia salut Tete, salut Silviu și să vă arate și geambașul. Arăți și tu? Doar arăta bucățile alea mari. Nu trebuie și geambașul să se laude. Numai voi? Nu. Ia uite ce acolo. Mai are jumătate de gălea.
O, e chiar jumate, dar trei sferturi, hai că da. Da. Să vede ce a produs băiatul. Eu am produs. Poate pe aia bucățile alea mari de acolo. Las că sunt frumoase, a văzut lumea. Mă mai murdăresc pe mâini, că sunt și reci. Pești. Uite și Silviu. Lasă-mă că e bun, ce e? Un kilogram acolo. Și tete a luat un garoi frumos. Tete cu câțiva mai mulți decât... Noi și cu 7 bucăți maxim mai mult. Nu 7 bucăți. Da. Ia numărăm, să mori și la... Hai mă, lasă-mă, numai număra, băi, și stai mă, nu-i pune. Și eu, ce se vede? Gata mă, îi bagă în... stai așa, dacă tu îi bagi, băi, vezi că l-a suia din pește. Glumim, fraților. Oricum, o zi foarte frumoasă. Gata, strângem și noi. A fost foarte frumos, a bătut vântul foarte tare astăzi. Strângem tot, mergem acasă. Vă las, fraților, 5% reducere pe claumarpescar.ro online. 5% cu codul promoțional Shari the Brother. Faceți-vă cumpărăturile, tot ce aveți nevoie și la pescuit. Vedeți că am început anul. Niciodată de când m-am apucat de pescuit, nici prin 2001-2002 nu mă gândeam că o să-l nenorocesc de la începutul anului atât de mult. Și la sfârșitul anului l-am spart tot timpul. Ca să vedeți, pe ploaie, pe zăpadă, pe ger, vin și prin pește. De ce? Că-mi iubesc meseria. Aici o ancoră și aici va fi următoarea, dar zilele următoare. Fac și una. Faci și tu la fel? Hai că e bine. A, vrei să prinzi tu pește, să-ți pui ancora pe mână. Eu vă iubesc, ne vedem în partida următoare, brotherii. În descriere aveți link-urile de la tot ce doriți. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe tete. Am zis și eu bine.